Din cercetări a reieșit că o societate comercială din București, având ca obiect principal de activitate lupta împotriva incendiilor și prevenirea acestora, începând din 2019, ar fi avut acces la numeroase contracte cu instituții publice și private de interes național. În baza contractelor ar fi avut obligația să presteze servicii de mentenanță, verificare, încărcare, reparare a echipamentelor de protecție, extintoare, hidranți. Aceste servicii s-ar fi realizat fără verificarea efectivă a bunei funcționări, astfel încât s-ar fi înlocuit sigilii, etichete de conformitate și de valabilitate. Gravitatea este dată de amploarea actelor materiale care vizau inclusiv spitale, școli, unități militare, penitenciare, sedii ale unor instituții publice. Stații de alimentare cu carburant companii de transport public, companii de transport aeriene, companii de... companii de producere a energiei termice, electrice și nucleare, combinate chimice, beneficiarii s-ar fi aflat în eroare cu privire la sume considerabile pentru aceste servicii, totodată pentru maximizarea profitului și evitarea taxelor datorate bugetului consolidat al statului, societatea prin administratorul său nu ar fi înregistrat totalitatea veniturilor realizate, se arată în comunicatul emis de Poliția Română.